Am revenit, Gheorghe Bacușcă, comisar șef la Garda de Mediu Iași, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați revenit în jurnal, domnule comisar șef. Bună seara, mulțumesc de invitație. Calitatea aerului este un subiect ce ne interesează pe toți. În acest context aș vrea să vă întreb care sunt noutățile în această perioadă. Cetățenii municipiului Iași trebuie să se bucure pentru că în ultimele 3 luni nu avem depășit la ce înseamnă calitatea aerului. Aveam o scădere cu 20% la procentul de depășiri față de anii precedenți. Cum s-a ajuns în această situație? Și care față de 2019, dar față de 2018 aveam 50%. Cum am ajuns în situația asta? Bună, de data aceasta. Asta înseamnă că cei care au avut sarcini pentru a îmbunătăți și a pune în practică planul de calitate a aerului, mă refer la primăria municipiului Iași, au făcut ceea ce trebuiau ca să fie în așa fel ca calitatea aerului să fie mai bună în Iași. Bineînțeles că la aceasta a fost și faptul că au fost mai puține mașini în trafic în perioada aceasta. În perioada marcată de pandemie, legat de planul de calitate a aerului, ce măsuri mai exact au fost impuse în acest plan, care spuneți dumneavoastră că au fost respectate și a dus la scăderea poluării aerului? În primul rând, pentru că primăria municipiului Iași a achiziționat autoturismele non-euro și electrice care erau prevăzute în planul de calitate a aerului, au făcut activitățile puse în planul de măsuri, cât și cele din măsurile puse de către Garda de Mediu Iași. După cum bine știm, în ultima perioadă în Iași au avut loc mai multe incendii. Ce s-a întâmplat cu aerul în perioada acestor incendii? Calitatea aerului a avut mult de suferit, totuși nu a depășit limita maximă admisibilă, spuneați dumneavoastră. Este adevărat, eu am participat și eu și m-am dus exact la incendiile respective care au avut loc în Iași. Au fost depășiri instantanee la stații, dar pe anumite ore în care a fost incendiul respectiv semnalat și în care a fost stins. Deci, per total, per 24 de ore, nu s-a depășit nivelul maxim prevăzut de lege. Controlele. Și ca să merg mai departe, noi la unitățile respective care au avut respectivele probleme, s-au făcut controle la anumite din ele, s-au aplicat deja sancțiuni când au luat măsurile necesare pentru a preveni astfel de fapte. În ceea ce privește controlele efectuate în ultima perioadă, ce a fost vizat? Ce au fost vizate? Ce subiecte? Noi avem în momentul de față anumite controle care sunt planificate și neplanificate. O parte sunt dispuse de către Garda Națională de Mediu și în momentul de față este dispus controle la toate unitățile teritoriale administrative. Verificăm modul cum unitățile teritoriale administrative selectează, au contracte, nu au contracte cu deșeurile. Și sunt ridicate, nu sunt ridicate sau sunt lăsate undeva pe câmpuri, că așa mai avem probleme și în momentul de față, cu toate că au contracte, am stabilit că, de fapt, ele nu ajung unde trebuie să ajungă și trebuie să luăm măsurile legale ce se impună. Și ce măsuri se impun? Unde păi, se poate ajunge atunci măsurile când... sunt de la sesizarea organelor de cercetare penală, că în momentul de față am stabilit niște fapte care se întâmplă în anumite zone care sunt protejate și în locul respectiv nu trebuie să fie deșeuri și numai mult de atât nu trebuie să fie îngropate. Și atunci, în cazul ăsta, vom face sesizare penală, iar în cazul celălalt vom aplica sancțiune contravențională și vom dispune măsuri ca să fie ridicate. Bineînțeles, sancțiunile sunt foarte mari, sunt de la până la 100.000 de lei și sunt și măsuri suplimentare în sensul de a ridica cantitatea de deșeuri care se află în zona respectivă. În ultima perioadă au fost făcute multe sesizări penale? Da, avem foarte multe sesizări penale făcute către parchet, datorită faptului că nu mă cu privire numai decât la deșeuri, dar sunt și anumite activități care se fac în arele protejate și care nu sunt permise de lege. Cum ar fi? De exemplu, să zicem noi, carierii de piatră, se recoltează piatră din anumite zone care nu ar trebui să fie, se recoltează balast, argilă și așa mai departe.
Reclamațiile cele mai recente ce vizează? Cele mai multe reclamații sunt privind la șantierele care sunt în special în municipiul Iași și faptul că cei care au primit acte de reglementare ar trebui să le respecte și dacă nu le respecte, asta înseamnă că se pot lua măsuri până la suspendarea activității. Avem și cazuri de felul ăsta de la începutul anului când am suspendat activitatea unor constructori, dezvoltatori, care aveau de făcut ceva și nu respectau actul de reglementare. Le-am oprit activitatea, le-am pus să facă măsuri și în momentul când au făcut tot ce trebuia și îndeplineau tot ce trebuie din punct de vedere al legislației de mediu, atunci au început activitatea. Domnule comisar, șef, care sunt... Bineînțeles, s-au aplicat și sancțiune. Care sunt obligațiile din partea unui constructor atunci când vine vorba de calitatea aerului? La ce ar trebui să fie atent? Agenția de Protecție a Mediului elibează un act de reglementare în care cel care face activitatea de construcții trebuie să-l respecte întocmai. Și sunt chestiuni minimale, ca să zicem așa, care să le vadă oamenii care să poată sesiza că sunt sau nu sunt. El când iese cu mașina dintr-un, să spunem noi, asăpat și o încărcat din șantier, da. El trebuie să spele roțile, nu trebuie să iasă cu argil, nu trebuie să iasă cu altceva în stradă ca să facă noroi, care poate genera accidente, una de la mână, doi la mână pot genera praf și altceva. Alte chestiuni plus, că cei care ies cu mașina trebuie să fie cu prelată și așa mai departe. Iar sancțiunile în acest context? Sancțiunile sunt de până la 100.000 de lei. Adică nerespectarea actului de reglementare, nu ai prelată, nu ai aia și așa mai departe. Adică sunt foarte mari. Dar cel mai dificil este pentru cel care face activitatea asta, trebuie să înțeleagă că se poate sista activitatea. Și activitatea se poate sista pe o perioadă foarte mare de timp, până tu vii ca să faci, să dovedești că ești în... Adică nu trebuie să te apuci de treabă până nu ești în regulă cu ce ți s-a cerut în actul de reglementare. Deci cele mai multe reclamații din această perioadă vizează șantierele din orașul nostru. Sunt și da, sunt probleme și de altă natură, în special că acum nu au fost ploi, dacă n-au venit ploile astea, au apărut și chestiuni de că canalizarea nu face față anumite locuri. Doi la mână că și alți oameni nu au fose, nu sunt din punct de vedere legal legați la canalizare. Deci fiecare persoană ca să înțeleagă că în momentul de față, dacă este canalizare, ai obligație legală să te legi la canalizare. Nu trebuie să vină nimeni să spună că, sau să-ți vină primăria, să-ți vină Apa Vitală sau altcineva. Tu trebuie să faci cereri, să te duci să faci în așa fel încât să te legi la canalizare. Dacă nu faci chestiunea asta, ești în culpă. Să înțeleg că mai multe astfel de reclamații au venit din partea locuitorilor de la case și de la culmea că cei care nu au așa ceva, tocmai ei spuneau că, domnule, știți că a plouat și că iese, că face, dar de fapt el era în culpă, mă să înțeleg asta. Adică nu respecta legea. Și în acest context, garda de mediu ce face? De noi ne ducem, dacă vrei, și aplicăm sancțiune chiar celui care a fost făcut sesizarea, că nu e o problemă, că na, asta e situația. Dacă tu ești în culpă, tu ai făcut sesizarea, mergem și sancționăm. Și în acest caz, care sunt sancțiunile? Păi sunt sancțiuni la 15.000 de lei, de exemplu, să zicem. La capitolul colectare selectivă, cum stă orașul nostru? Cum stă municipiul Iași, județul Iași? Să zicem că municipiul Iași este progresiv și va fi progresiv prin activitățile care facem și care noi ne cunoaștem și care le discutăm și, cum să spunem, noi sperăm în cel mai scurt timp să ajungem la ceea ce ne-am propus. În schimb, la unității teritoriale administrative sunt responsabile acestor autorități care nu înțeleg că dacă ei nu își ating targeturi, ulterior vor fi penalizați și locuitorii acelei comuni vor plăti penalizări, nu primarul. Toți locuitorii vor plăti penalizări. Adică se va resimte în factura viitoare. Exact, în facturile ai viitoare. Penalizări pentru că tu nu ai atins
targetul care trebuie să-l faci din punct de vedere al reciclării. Și fiecare primar trebuie să înțeleagă, să meargă cu fiecare, să aibă oameni care să meargă să vorbească din poartă în poartă, în așa fel, să spună că plătești cât depui. Vă spuneți că trebuie lucrat foarte mult la educația populației de rând. Într-adevăr, noi facem multe chestiuni de astea care să ajungem și la educația populației și sperăm în perioada următoare să discutăm inclusiv cu Mitropolia ca să ajungem și la o, cum să spunem noi... Deci aveți în vedere mai multe campanii. Campanii ca să se discute la școală, la biserică, la peste tot. Că până la urmă ne interesează cetățeanul, ne interesează persoana, ne interesează fiecare, că el nu știe că mâine va fi afectat de problema respectivă pentru că nu este informat. Și nimeni nu vine să-i spună, măi nene, te rog frumos, vezi că dacă faci asta... Eu vreau să vă spun o chestiune, că am observat o treabă, m-am uitat undeva în niște tomberoane undeva pe la țară și am văzut că puneau sagi de ciment. Să știți că nu mai aveau, se expirase și ei au pus acolo. Dar nu contează că greutatea respectivă o plătește primăria, m-ați înțeles dumneavoastră. Nu era vorba de deșeu. Ăla, sacul ăla putea... Manager, deci ăla nu este deșeu, manager, exact, și nu are ce exact, căuta acolo. Și el e o greutate care aduce și o plătește tot cetățeanul de acolo și o plătește primăria. Și dacă tot veni vorba despre astfel de deșeuri, saci de ciment expirat, ce facem cu astfel de deșeuri? Avem locuri unde se depunem. De exemplu, în Iași este Salubris, care îi primesc din construcții, că au făcut reparații și așa mai departe, merg în metalurgie. Toate resturile și se poate primi până la un metru cub care nu plătește nimeni nimica. Se duce acolo și plătește. Le lase. Ce este peste un metru cub? Bineînțeles, acum știți dumneavoastră, nu cred că peste un metru cub faci ceva reparații și depășesc cantitatea respectivă. Că pentru că ea este folosită la acoperirea stratului de la Țuțora, adică nu îi impune cheltuieli din partea operatorului. Foarte interesantă ideea asta de colaborare cu Mitropolia. Să înțeleg că preoții vor fi informați despre importanța colectării. Eu deocamdată v-am spus că intenția mea este și sper să o fac, adică să reușesc chestiunea asta, pentru că... Dar fiind faptul că foarte multă lume merge la biserică eu vreau să vă spun o chestiune. Sunt foarte multe păduri care sunt al Mitropoliei. Da? Așa. Da? Adică discutăm de ele. Și... mergând în pădurile respectiv, văd sunt foarte multe deșeuri, mă să râsme asta. Și atunci, măi, preotul respectiv care e în localitatea respectivă de acolo, care știe că e pădurea Mitropoliei, a spus ceva în biserică, băi, fraților, vă rog frumos, nu mai dați deșeuri acolo, că cineva trebuie să le strângă, nu? Eu nu că într-un fel sau altul trebuie să facem fiecare ci... Dar este ceva scris și în calendarul creștin-ortodox, este ziua mediului, în care putem vorbi despre chestiunea asta. Cred că mai des ar trebui să se întâmple astfel de discuții, să aibă loc astfel de discuții, nu doar de ziua mediului, domnule comisar. Fără discuții, că mai de asta încerc să fac un protocol cu Mitropolia, să discutăm de chestiunile astea, pentru că acum avem protocol cu inspectoratul școlar, avem protocoale de toate felurile, dar să trebuie să fie în practică. Vreau să vă spun o chestiune foarte interesantă, care să se simte. De exemplu, copiii. Așa. Dacă vorbesc la școală cu profesorii și le spun, băi, hai să facem așa, hai să facem așa, când se duc acasă, știți ce efect au față de părinți? Foarte, foarte, foarte mare. Și practic, ei educă și discută, invers, se întâmplă un reversul de asta. Într-adevăr, am ajuns acum de multe ori și mă simt bine de chestiunea, mă simt bine că inspectoratul școlar își face treaba din punctul ăsta de vedere. Avem protocol și cu Palatul Copiilor. Și să vedeți ce lucruri frumoase fac copiii aia. Să vedeți cum refolosesc... cum reciclează tot felul de materiale. Exact. Ce fac acolo să... E o minunăție. Te minunezi. Și eu chiar am satisfacție când văd chestiuni de felul ăsta. Și îmi crește inima. Mă bucur atât de mult când văd copiii noștri că ne învață pe noi cum să facem. Bineînțeles, și de asta zic eu, trebuie să mergem undeva unde nu putem pătrunde și atunci zic, hai, să vorbim cu biserica, pentru că
iar ei pot să ne ajute, pentru că mediul, pentru noi, în momentul de față, este unul din cele mai importante lucruri care există pentru noi. Că vedem factorii ăștia care se văd zi de zi, seară, zi, se modifică, aia, toate sunt influențele de față de mediu. Și dacă cineva nu vorbește, nu spune, nu ne educă într-un fel sau altul, sau ne informează, că și asta e o chestie foarte importantă, atunci trebuie să le reamintim celor de acasă că, din păcate, România ocupă un loc codaș la capitolul colectare selectivă a deșeurilor. Eu zic că eu am o satisfacție, cel puțin pentru Iași. Într-adevăr, nu suntem azi unde ar trebui să fim, dar eu zic că în cel mai scurt timp vom ajunge, pentru că calea care am ales-o noi de la Iași este bună, mergem pe drumul cel bun, avem de lucrat, dar ne vom face datoria noi, Garda de Mediu și ceilalți, și de asta apelez la toți factorii, inclusiv cu dumneavoastră și cu ceilalți din jurul nostru, unde mergem, cu cine vorbim, în așa fel încât să conștientizăm și să facem ce trebuie. Câteva minute până la sfârșitul jurnalului, domnule comisar șef, o ultimă întrebare. Ce se întâmplă cu cei care fac transport neautorizat de deșeuri și dacă sunt astfel de vai, situații? Vai. Mai s-a ridicat o problemă la fileu și vă spun că noi avem probleme deosebite și am încercat foarte mult, în special începând de anul trecut și anul ăsta. O problemă deosebită avem la Ciurea. Și cred că o să discutăm cu inspectoratul de poliție și cu cine se poate fi și cu primăria și cu poliția locală Ciurea. Și cine va intra acolo cu deșeuri? Cred că li se va confisca mașinile, dar inclusiv vom verifica toate mașinile care au depus deșeuri în alte locuri, adică au dezmembrat. Ca deci să știți, dumneavoastră, o chestiune. Ca să dezmembrezi, trebuie să ai autorizații. Dacă n-ai autorizații, ești pasibil să iei sancțiune. Dacă e dezmembrat, bun, ai adus undeva. Noi avem niște evidență, cei care au transportat, au dus ferul, da? Dar ce ai făcut cu plasticul? Și atunci o să chemăm pe cei care au dus și nu au dus, ce au făcut cu plasticul, unde e, ce e și cum. Doi la mână, cred că dumneavoastră știți că legislația de mediu în momentul de față, că cei care fac transport de deșeuri, se confiscă mașina dacă nu au autorizații pentru așa ceva. Deci, cei care mă urmăresc trebuie să înțeleagă că dacă va ajunge în un astfel de eveniment la noi, noi vom confisca mașina care face transport de deșeuri neautorizat. Deci, dacă transportă deșeuri, mă refer, sub ansamble, nu contează de care. Deci, dacă tu faci, ai dezmembrat o mașină, înseamnă că trebuie să ai autorizații. Deci dacă faci dezmembrări de mașini, trebuie să ai autorizație, trebuie să duci la Agenția de Protecție a Mediului să obții niște reglementări și să spună faci asta, faci asta, nu le respecti pe alea, ești pasibil de sancțiune. Și atunci, cei care vor fi prinși, inclusiv cu deșeuri de altă natură, nu mai refer numai de la din mașini, dacă i-am prins, i-am găsit, să știe că riscă să le confiscăm mașina. Dar mă gândesc, cei care colectează fierul vechi nu ar trebui să ceară de la furnizorii respectivi acele autorizații? Sau nu există o astfel de reglementare? Poate așa ar fi mai simplu. Dar eu mă bucur ca să colecteze cineva fierul vechi. Da. Să-l strângă, să-l facă de pe drumuri, mă să înțeles, să ajungă unde trebuie. Problema este că cel care face transport de deșeuri trebuie să fie autorizat. Eu nu mă refer la fier vechi, m-ați înțeles, mi-ați zis că un fier vechi nu înseamnă că ai găsit astăzi un fier aici, adică mă refer la ceva de fier beton, da? Și l-ai găsit pe stradă și vrei să duci la Pieta sau cum se zice, ce, nu dau numele societăților ca să nu facă reclamă. Asta nu înseamnă că tu îl duci acolo și că îți faci transport ilegal. Mă refer la transportul ilegal de deșeuri, că sunt deșeuri care, de exemplu, dacă ai dezmembrat o mașină, sunt deșeuri care sunt periculoase. Adică, mă refer la ulei, freon și alte chestii, care nu trebuie să ajungă în sol. Că solul respectiv care este afectat din dezmembrarea unei mașini este periculos pentru sănătatea, nu a noastră acum, a solului respectiv care nu poate să fie reabilitat nici peste 100 de ani
sau ca să facă decontaminarea respectivului sol, și mai ales că nu știm unde s-a întâmplat chestiunea respectivă. Și în acest caz oamenii pot primi sancțiuni dacă nu respectă fără aceste discuții, norme? Fără discuții. Dacă sunt găsiți de noi sau sunt semnalați și sunt probatori în sensul ăsta, noi luăm măsuri drastice. Sunt chiar până la infracțiuni. Domnule comisar șef, ne apropiem de sfârșitul jurnalului. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Spor în toate și vă așteptăm și cu alte mulțumesc noutăți. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți.